Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Indagra într-o ediție specială de Agricultura la Raport. Așa cum vă spuneam un pic mai devreme, voi veni în fața dumneavoastră cu alți invitați. Vom discuta și despre alt sector. Vorbim despre sectorul piscicol, vorbim despre ce se întâmplă în acvacultură în momentul de față. Am alături de mine trei reprezentanți ai acestui sector și o să încep cu doamna Ruxandra Coc, director dezvoltare Dori Pescu. Să rămână și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți ziua, astăzi mulțumim aici. Mulțumim de invitație. Cu drag. Domnul Vasile Lupu, reprezentant păstrăvăria Doftana. Bună ziua și dumneavoastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Și nu în ultimul rând, domnul Marius Cotoi, coordonator pescuit sportiv, reprezentant de asemenea Dori Pescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Am o rugăminte la toți trei să vorbiți un pic mai tare, pentru că suntem aici într-un spațiu deschis și dacă nu vorbim mai tare, nu ne auzim între noi. E rugămintea mea vis-a-vis de dumneavoastră. În primul și în primul rând, aș vrea să-mi spuneți cum găsiți ediția din 2019 de aici, de la Indagra. Pentru a câta oară veniți în calitate de expozanți, de vizitatori, presupun că nu prea ați lipsit la astfel de târguri. Doamna Coc. Indagra este cel mai mare târg al României, așa că nu am lipsit în niciun an. Este un târg internațional și am venit cu multă energie, cu o echipă foarte mare și am găsit foarte multe lucruri care ne sunt extrem de utile. Domnul Lupu? Suntem la 8-a ediție de când participăm la acest veritabil târg. Eu puțin sunt ușor dezamăgit. De ce? Din cauza organizării. Ca și expozant în exterior, nu în interior, încă nu ne permitem și nu suntem la un nivel așa de mare încât să putem rămâne în interior. De-a lungul acestor ani, de acestor ediții, am rămas în afară și am preferat să interacționăm direct cu consumatorul final, în sensul că am încercat să ne promovăm produsele pe care le facem, le producem, oferind degustare, oferind o comunicare și informare în același timp. Și, din păcate, organizarea de anul acesta a fost un pic deficitară pentru noi, și ca spațiu alocat, și multe și multe alte deficiențe pe care probabil că cei din conducere le cunosc, dar pentru noi ca și mici producători, da? Eu sunt un mic producător, da? Nu am concurență pe segmentul meu de produse și de piață, e un pic de batjocură. Adică cei mici pur și simplu au fost lăsați fiecare să se descurce cum poate și în același timp jecmăniți. Eu mă simt unul dezamăgit. Pare rău că trebuie să spun acest lucru, că cu toții am venit în acest târg pentru a ne expune munca, pentru a ne expune produsele, dar organizatorii și în condițiile în care Romexpo pentru mine, da, înseamnă și are rezonanță pentru oricine ca organizator de evenimente. Da? Deci ei cu asta se ocupă Romexpo, nu? Fac altceva sau poate nu știu, că sunt mai de la țară, mai din munți, stau mai prin păstrăvărie, dar totuși am umblat prin lume și prin Europa și pe peste tot și am mai fost și pe la alte târguri. Da? Deci tu ca organizator, dacă nu ai capacitatea managerială să organizezi un târg doar pentru ce facem afară, e gardul și spatele opardul, nu? Ok, aici în interior, dar cred că existau spații și mai există spații libere în această curte imensă unde putea să aibă loc să desfășoare și cei mici ca mine, un mic producător. Sunt producători de la brand, de pe peste tot din țară, da? Care au venit cu brânzeturi, cu pastramă, cu pește, cu fiecare ce produce prin curte, da? Și să nu-i ofer posibilitatea să-și desfășoare activitatea în condiții de, nu mai spunem de restul, da? Salubritate și așa mai departe. Nu că ar fi mizerie, dar să-i oferi niște condiții optime de a-și putea desfășura omul la activitatea. Nu să stai în ploaie, în frig, într-un corn nenorocit, da? Care se mai dea și vântul și se mai ia și o grămadă de bani taxă. Cum vi se pare că pentru un corn de 3 pe 2, da? De 3 metri pe 2 metri, plătești aproape 30 de milioane, 3.000 de lei, poate. Pentru un amărât de un producător mic e o sumă destul de mare. Da?
nu văd normal aceste lucruri să se întâmple. Adică putea să organizeze frumos într-un pavilion undeva aici și pentru pătura asta socială, da? Ne uităm numai la cei de sus, mari procesatori, mari jucători pe piață, dar pe cei mici uităm, adică nu mai contează cum ar veni pentru piața asta, nu? Îmi pare rău că trăiți o astfel de experiență și de faptul că sunteți nemulțumiți de ce s-a întâmplat aici. E punctul dumneavoastră de vedere, noi vi-l respectăm. Domnul Cotoi, dumneavoastră pentru câta oară la Indagra? Da, sunt pentru a doua vară. Chiar dacă activez pe ramura pescuit sportiv, reprezint cu drag produsele Doripesco. Mi-a făcut plăcere, îmi face plăcere să particip la această expoziție. Doamna Coc, spuneți-mi cu ce produse ați venit aici. Dumneavoastră v-ați impus pe piața asta, ați devenit un brand cunoscut. Cred că foarte mulți consumatori de pește și de produse din pește vă știu, vă cunosc. Cu ce vă pot găsi aici, cu ce produse vă pot descoperi aici la Indagra, la Romexpo? Apropo de cât de cunoscuți suntem, întotdeauna comunicarea va muta națiunea, așa că sunt convinsă, este un mare, mare beneficiu să fii prezent la târguri, pentru că așa comunici mult mai ușor cu clienții, ajung și clienți noi să te cunoască și, într-adevăr, brandul s-a construit de 20 de ani, pas cu pas, an de an, cu munca unei întregi echipe. Și astăzi am avut plăcerea să lansăm un nou produs. Este vorba de o cremă tartinabilă pe bază de păstrăv cu unt. A fost îmbrățișată cu succes de către consumatori, ceea ce ne bucură foarte mult. De asemenea, am lansat o nouă salată tradițională de icre de crap. La acest moment are protecție națională și așteptăm în fiecare clipă și vestea bună de la Bruxelles pentru un standard de calitate european, așa cum avem și pentru Novac afumat din țara Bârsei. E grea procedura asta pentru a certifica aceste produse? Nu este ușor, ia timp, dar merită, pentru că odată ce ai un standard de calitate european pe etichetă, cu siguranță consumatorul, care este din ce în ce mai informat și cunoaște ce înseamnă un standard de calitate, altfel va aprecia produsul tău și repercursiunile sunt în vânzări. Domnul Lupu, dumneavoastră, cu ce produse veniți aici? Noi venim cu produse doar din păstrăv. Încercăm să ridicăm la rang de artă acest produs. La momentul actual deținem 5 atestate pe acest produs, respectiv păstrăvul cop la jar și afumat, filet din păstrăv cop la jar și afumat, păstrăvul în copză de brad, cârnații de păstrăv, zacusca de păstrăv și urmează să adăugăm în portofoliu încă 3-4 produse anul viitor, după ce vom reuși să utilăm fabrica de la Câmpina. De asemenea, avem atestat și de produs montan. Suntem în curs de conversie pentru acvacultură ecologică. Sperăm până la... Sunteți unic pe piața asta? Mai face cineva produse ca ale dumneavoastră? Ca ale noastre nu, dar din păstrăv mai prelucrează, ca și colegii de la Doripesco. Noi mergem pe o rețetă tradițională și îl procesăm exact cum se făcea odată. Deci nu pe tehnologie nouă, cu afumătoare convențională din inox și așa mai departe, mergem pe afumătoare tradițională, pe coacere, pe... Rețetele astea de unde le aveți? Le-ați moștenit? De la bunicul meu. Eu am crescut lângă bunicul meu, să spun așa, când toată copilăria stăteam la păstrăvărie, când eram mic, și am deprins drag de toate îndelenicirile de la vremea respectivă. Mi-au intrat în sânge ca un microb și pescuitul, că dacă nu ești pescar, n-ai cum să dezvolți afaceri în zona asta. Sau poți să dezvolți, să pui pe alții care se... Doamna, cu dumneavoastră sunteți și pescar?
Recunosc că nu, dar am lângă mine oameni care se descurcă extraordinar de bine. Marius este venit de dragul pasiunii pentru pescuit la Brașov, el locuia la Bistrița. L-am cunoscut ca și organizator de concursuri și instant i-am făcut propunerea să se alăture echipei Doripesco, pentru că e un om de mare valoare, iar Doripesco este mai puternică pe latura pescuitului sportiv decât Marius este la noi și mulțumesc. Spuneți-mi, de unde dragostea asta pentru pescuitul sportiv? Da, de mic mi-a plăcut pescuitul. În urmă cu 3 ani am participat la un concurs la Doripesco. Pentru mine această baltă este, balta 4, este un vis la care am visat tot timpul. Adică, Bun, îi rog pe cei de acasă să nu se sperie, nu trage nimeni aici, nu sunt focuri de armă, mai sunt copii alături de părinți, mai spar câte un balon, se mai întâmplă și astfel de situații, noi ne-am obișnuit cu atmosfera, așa că trebuie să stați liniștiți că suntem în deplină siguranță. Asta pentru cei de acasă care nu știau ce sunt. Bun, vreau să vorbim un pic și despre dublu standard, pentru că e important să discutăm. Am mai abordat subiectul ăsta și cu alți oameni din industria alimentară. În cazul produselor din pește, putem vorbi de așa ceva? Din punctul meu de vedere, probabil întreaga România este afectată, așa cum am putut să vedem circulând în lumea aceasta largă. Este alta calitatea în afara țării și alta în România pentru un produs care are aceeași etichetă. Chiar și la cafea, de exemplu. Că-mi dați voie, dar aș vrea să vă rog o precizare în acest sens, ca să nu ducem în eroare consumatorul. Există dublu standard în România la pește, da? Pentru că tot peștele din piața românească provine din import. Atenție, din 85% nu, cât e? Peste 90%. Noi importăm ca țară, din date oficiale de la Ministerul Agriculturii. Eu nu am venit să dau informații false, decât după ce m-am informat la rândul meu. N-a spus nimeni lucrul ăsta că dați informații false. Noi importăm ca țară la ora actuală, dacă nu știe telespectatorii, 120.000 de tone. Atenție, 120.000 de tone de tot ce înseamnă pește, crustacei și moluște și tot ce înoată în apă, da? Ce crește sub apă. La păstrăv, de exemplu, pentru că eu sunt producător de păstrăv, avem un deficit de 8.500 de tone la ora actuală. Asta, din date oficiale, o mai fi și vreo 1.000 la negru, deci sărim de 10.000, clar, da? Pe piața românească, cu excepția celor de la Doripesco, care încă mai produc și au ferme, da? Și încă câtorva producători, din când în când mai vedem pe piața românească păstrăv românesc. Dar de ce nu mai există păstrăv românesc? Pentru că acest sector piscicol, da, a fost de 30 de ani lăsat în beznă. Atenție, beznă totală. Da? Noi cumpărăm elicoptere de 8 milioane de euro și deschidem bursa de pește fără pește de la Tulcea, care a costat 6 milioane de euro. Despre ce vorbim? De bătaie de joc? Facem magazinul agroalimentar Unirea, cocoțat în vârful dealului aici, da? Că l-ați văzut din vagoane vopsite, care dacă a costat bursa de pește fără pește 6 milioane, cred că și vagoanele astea a costat și proiectul 10 milioane pe puțin. Actualii, că nu mai avem, da? Guvernele care s-au bătut joc de sectorul ăsta, domnule, s-au bătut joc și își bat joc în continuare de banii noștri. Pentru ce trebuie ție elicopter de 8 milioane de euro să survorești ce Dunărea, să vezi câți turion să mai prind sau dacă mai există, da? Acest sector este singurul sector din agricultură, da? Pentru că acvacultura este și piscicultura este ramura zootehniei, da? Nu primește acest sector niciun fel de subvenție, în afară de programele pe POPAM, care acolo vorbim de infrastructură și care au fost finanțate 50-50, degeaba îmi dai tu unui antreprenor bani pentru infrastructură și nu-l susțin producție. Deci noi avem nevoie stringentă de subvenție pentru producție, așa cum dai pentru oaie, pentru vacă, pentru capră, pentru gol alpin, pentru muscă, pentru albine și pentru toate vietățile. Da? De ce plătesc eu apa pentru peștii care alimentează bazinele, da? Eu nu vând apa aia buteliată în pește. Pentru irigație apa este gratuit, da? Trebuie să fie și pentru piscicultură gratuit. Furaje, de ce nu mă subvenționez la furaje, care mi este cel mai scump în producție? Toate pierderile și noi avem secetă, da? N-a plouat de 2 luni de zile până acum, da? Am avut secetă, am avut întârzieri la furajare pentru că nu poți să furajezi că nu ai apă suficientă, n-ai oxigen suficient dezolvat, apa e caldă, e puțină. Avem și noi inundații, da?
când se tulbură apă, mor puieții, deci o multitudine de probleme pe care ne le asumăm singuri, da? Toate pierderile astea ne le asumăm singuri și ne întrebăm de ce nu avem pește românesc în piață. Păi dacă tu ca și minister al agriculturii doar batjocurești acest sector și sifonezi bani prin tot felul de măsuri și de proiecte. Vă confruntați cu aceleași probleme în păstrăvările dumneavoastră? Sunt probleme generale. Într-adevăr, domnul Lupu are dreptate. Acvacultura a fost defavorizată, dar nu înseamnă că nu se întâmplă nimic în sector. Sunt zi de zi lupte duse pentru... Într-o bună zi... Păi lupte, dar vrem să câștigă... Într-o bună zi vom avea și vești bune, sunt convinsă. Iar noi, cei care suntem pe baricade, am rezistat tocmai pentru că am avut foarte, foarte multă voință și am găsit întotdeauna soluții să mergem mai departe. E adevărat, subvenția este ca aerul, este la fel de adevărat că peștele este un produs care se cere din ce în ce mai mult pe piață și asta ne bucură pe toți. Și la fel de adevărat este și faptul că nu oferă România ca și producție cât piața are nevoie. Motiv pentru care se importă pește și de afară și ați aveți perfectă dreptate. Vine și te întreabă, zice, de Bulgaria, eu fac de zi. Dumneavoastră, de unde luați peștele pentru produsele noi dumneavoastră? Noi suntem singurul producător care închide lanțul. Avem 4 ferme piscicole, 2 de crap, 2 de păstrăv și creștem de asemenea și sturioni. Avem o secție de procesare de pește, 4 restaurante cu specific pescăresc și mai construim încă unul. Livrăm național și chiar și în afara țării. Germania, Franța, Republica Moldova. Fondurile europene pentru sectorul dumneavoastră au fost suficiente? Au fost ușor de accesat? Dacă au fost ușor de accesat fondurile astea europene? Având în vedere că nu am accesat niciun fel de fond până în anul acesta. Anul acesta am depus un proiect pentru utilarea unei fabricuțe care o avem la Câmpina. Măsura 4-4, respectiv, pentru prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură. Încercăm de acum încolo să vedem. Noi n-am avut putere financiară și nu avem puterea financiară ca să putem să venim cu cash colateral sau cu credite bancare pentru a acoperi partea de cofinanțare de 50%, cum a fost până acum. Anul acesta a fost, într-adevăr, o chestiune nouă, pentru că nu s-a mai înghesuit mai nimeni și a fost un avantaj pentru noi și de-aia am și depus proiectul ăsta și urmează să mai depunem unul până la sfârșitul lunii decembrie, că s-a mai deschis o măsură acum 6-2 pentru investiții în acvacultură și vrem să profităm la maxim pentru că, așa cum spuneam, am putut acoperi partea de cofinanțare cu aportul natur, adică ce am făcut până acum, așa s-a trebuit să facă de la început. Eu am pus 1 milion de euro la bătaie și i-am cheltuit, sunt în piață, sunt produsele pe piață, sunt căutate. Asta trebuie să facă cei care conduc fondurile, să spună, domnule, omul ăsta deja e o dovadă vie, probează, are în piață produse, e serios, se ocupă de treabă, hai să-l ajutăm. Ce ai făcut, tinere, până acum? Atât. Cât evaluatorul vine, îți evaluează, ai de 500. Poftim, mai ia și de la mine 500, dezvoltă tu mai departe. Asta trebuia să se întâmple cu fondurile de la început. Și poate se va întâmpla de acum încolo, că până acum a fost doar, mă rog, știu doamna, foarte multe... Dumneavoastră ați accesat fondurile europene? Da. De foarte mulți ani și vă recomand să faceți același lucru pentru că puterea de dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene cu siguranță este mult mai mare decât singuri, pe cont propriu și cu credite în bănci. Dar am făcut și acest lucru chiar la început, când nu era aportul natură. Dumneavoastră aveți, mă scuzați, și alte activități și alte obiecte de activitate. Noi avem strict doar creșterea păstrăvului, prelucrarea și comercializarea. Doripescu e mare, mai să face și alte activități. La întrebare, da, nu este ușor să accesezi fonduri europene, dar cu siguranță se merită, pentru că dezvoltarea cu ajutorul lor este mult mai amplă și mult mai ușoară decât prin propriile forțe. Bun, domnul Cotoi, pescuitul sportiv rămâne o pasiune pentru români? Poate fi o afacere rentabilă? Da, cu siguranță rămâne o pasiune și este o afacere rentabilă. Noi pe o baltă de pescuit de 40 de hectare am înregistrat un record mondial de 24 de tone prinse la undiță.
E mai profitabil pescuitul sportiv decât vânzarea peștelui? Asta cu siguranță nu. Uneori, da, să știți că eu sunt foarte aproape de București cu fermele mele de la Valea Dofteanei și de lângă Câmpina și mi se cere frecvent de către clienți, fiind și aproape, fiind Bușeul ăsta, practic, care este foarte greu de parcurs, Comarnic, Brașov, toată lumea, domnule, restaurant de pescuit, dar încă n-am dezvoltat această ramură, poate pentru viitor o să am luat în calcul să dezvoltăm și acest sector. Să nu mai să ajungă până ajunge la Brașov, la Doripescu, să opresc la noi, la Câmpina, că e mai aproape. Păi, dar oricum, cât fac bucureștenii de la Ploiești la stațiunile din Valea Prahovei, cred că au timp și un pescuit sportiv. Adică, cu siguranță, dacă cu siguranță. Ar fi lacul pe marginea drumului, ar avea timp suficient să prindă cantități importante. Sigur, vom avea mai mulți clienți în viitor ca Doripescu la restaurante, dacă o să reușim să dezvoltăm un astfel de proiect. Avem în vedere, dar vom vedea. Oricum nu suntem concurenți. Aici, pe piața noastră, ca să înțeleagă toată lumea, nu există concurență. Dar noi nici nu avem ce vinde, nu avem ce produce. Adică nu avem ce... Nu putem să producem cât putem să vindem, cât să cer, da? Pentru că v-am zis, deficiențele provin de la subvenție și altele și altele, da? O concluzie? Legat de pescuitul sportiv, dacă este catch and release, n-are cum să nu fie profitabil. Iar pasiunea lor, a pescarilor, este atât de mare încât, credeți-mă, unul nu se plânge că vine pe drumul național în trafic, unul nu se plânge că plouă, că ninge, că bate vântul. Este și ploaie, eu sunt pescar. Pasiunea lor, totul este posibil. Bun, mulțumesc tare mult! Au trecut repede cele 25 de minute pe care le-am avut noi la dispoziție. Sunt multe lucruri de discutat vis-a-vis de acest sector. Eu o să-mi permit să vă invit într-o altă ediție unde să abordăm așa pe îndelete toate problemele, pentru că aș vrea să le cunoască și cei care trebuie să decidă în țara asta, dacă nu le cunosc. Eu cred le cunosc. Poate dacă le accentuăm, dacă le spunem cu voce tare, le vor lua și în serios sau mult mai în serios decât le-au luat până acum. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Telespectatorilor Agro TV pentru faptul că ne-au urmărit în edițiile astea speciale de aici, de la Indagra, de la Romexpo. Vă invit să urmăriți pe mai departe programele noastre, să urmăriți buletinele noastre informative, pentru că avem foarte multe materiale realizate aici în cadrul târgului. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de Agro TV. Yeah.